Uneori, la știri se vorbește despre cazuri când oamenii se necau chiar la mal. Auzind despre asta, mulți oameni dau din cap și se gândesc că așa ceva se poate întâmpla cu oricine care se scaldă în stare de ebrietate. Parțial vor avea dreptate, asta chiar se poate întâmpla cu oricine, dar cauza nu e întotdeauna alcoolul. Cel mai des e din cauza curenților de retur sau longitudinali. Este unul dintre cele mai periculoase fenomene despre care știu foarte puțini oameni. Acești curenți de retur au fost observați în toate colțurile lumii. Chiar dacă ești un înotător foarte bun, dar n-ai auzit despre așa fenomen și nu știi cum să te comporți în acest caz, atunci fiecare vacanță la mare e un risc. Ceea ce trebuie să știi despre acești curenți periculoși este că apar fix la mal. De aceea pot să-i tragă în larg chiar și pe cei care stau în apă până la brâu. Prin urmare, dacă înotați rău, mai bine este să alegeți plajele cu salvator și nici într-un caz să nu înotați singuri. La baza acestui fenomen stă fizica simplă. Curenții oceanici care se îndreaptă spre țărm sub unghi drept se formează când valul se întoarce înapoi de la mal. Cele mai periculoase sunt mările cu apele de țărm care nu sunt deloc adânci, înconjurate de insulițe și grămezi de nisip. În așa locuri, valurile care se întorc înapoi în mare sunt împiedicate de nisipuri. În acel moment, presiunea apei pe paralelă crește semnificativ. Ca urmare, se naște un curent foarte, foarte rapid. Astfel de coridoare pot apărea fix la mal, în diferite locuri unde mareele sunt foarte frecvente. Persoana prinsă în astfel de curent nu înțelege ce se întâmplă, fiindcă înnoată în același loc. Dacă nu mai are puteri, curentul o duce mai departe de mal. Așa situație activează panica, care duce la moarte. Lățimea unui astfel de curent e de obicei de 2-3 metri, iar viteza de 3-4 km la oră. Asta nu e periculos pentru oameni, însă uneori se formează curenți de 50 de metri lățime, cu lungimea de 200-400 de metri, cu viteza apei de 15 km la oră. Nimerind în așa curent, e foarte greu să ieși din el. Pentru a evita astfel de situații, trebuie să fiți atenți la semnele curentului de retur. Partea vizibilă afectată este mereu perpendiculară malului. Diferența de culoare la fel poate ajuta. De obicei, așa curenți sunt mai deschiși la culoare și aduc multe alge și spumă. Dacă în linia valurilor este o pauză de vreo 10 metri, cel mai probabil acolo se ascunde curentul de retur. Cel mai mare pericol este că, din păcate, în cele mai dese cazuri, ele nu se pot detecta de la exterior. Doar salvamarii profesioniști pot detecta astfel de fenomene. În zonele afectate de curenții de retur stau semne de avertizare și diferite steaguri. Astfel de semnale nu trebuie ignorate, dar dacă totuși ați nimerit într-un curent de genul ăsta, nu vă panicați, acționați calm. Asta vă va spori șansele să rămâneți în viață. Păstrați puterile, nu încercați să înotați contra curentului. Înotați în direcția paralelă plajei. Dacă curentul e îngust, veți ieși din el rapid. Dacă totuși înotați în paralel cu malul, dar nu puteți ieși din curent, înseamnă că e destul de lat. Trebuie să vă calmați și să vă mențineți pe apă. Când veți simți că curentul se calmează, înotați la vreo 50 de metri într-o parte. După asta, întoarceți-vă la mal. Țineți minte, acest curent nu vă va putea duce la fund, el se află doar la suprafața apei. Dacă ați reținut aceste informații și nu vă veți pierde când vă veți întâlni cu acest curent periculos, înseamnă că sunteți gata să mergeți în vacanță. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă vă place să mergeți la mare și dacă au fost utile aceste sfaturi pentru voi. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și rupeți butonașul de like. Pe curând!